Dați-mi muzică pentru mine și Mariana, vă rog. Le puneți o muzică. A, vedeți că luați provocări toate. Nu tu. Ce, bă? Primesc de la Alexandra. Și te provoc. Ce te provoc? Cu seba, vrei cu seba? Te provoc. 5 minute. Aoleu, o să cad. Să dai, să te dai și tu cu ăsta, păi să faci. Da, cum să nu, păi te iei după Alexandra. Da, da. Dar eu vreau ceva original. Ceva original, bine? Ceva original. Nu fake. Ceva original. Vreau să... Te plimb cu ăsta 2 minute să zic, fiare vechi, fiare... Hai să râdă lumea de mine. Hai. Fiare vechi. Hai, tare. Hai, mă faci. Hai că spune cum. Fiare vechi. Hai că zic. Fiare vechi. Vreți fiare vechi? Continuă, nu mai stai, mai Mariana. Mai stau. Concurenții trebuie să meargă. Hai că-ți fiu mesaj. N-ai fost în stare să scriu un mesaj, scuză-mă, mădă. Bine, mădăne, atunci scrii diseară mesajul, da? Bona, diseară, scuze. Tu poți să-mi scrii. Cum? Important dacă îți răspund eu. Watch out! Bine, uite, eu o să scriu. Da, stai. Eu promit că o să scriu, să vezi că sunt ok. Promit că o să scriu diseară. Dar ce-i, mă, citești? O să vezi că o să scriu. La provocare? Ok. Da? Da. Pa, mădăline. Pa. Hmm? Erai agitat cu Mariana mai bine. Bă, nici nu, dar nu spuneam dacă aveam ce. S-a obosit, am obosit și eu. Nu vreau nimic, nu mai vreau nimic. Lasă-mă că luați banii, stați liniștiți. Ce-ai făcut, frate? Mangleală. George, de ce mă urmărești când am invitat-o pe Mariana la dans? Și am zis de ce. Te mănâncă? Da, liniștită, fată, că iei banii. Te mănâncă? Ei, ei! Da! Ce, dacă mă uit la tine, spui că nu uit la tine. Bă, ești... Nu mai fă așa ceva. Dar voi de ce ați plecat în casa băieților? Eu nu știu de ce au venit ele. Ce fac ce vrei tu. Care ați aruncat cu fără băieți? Să vorbim cu Marinescu. M-am dus să vreau ceva, că aici nu era nimeni. Stau în mâini. Nu stau în mâini, că nu știu să stau în mâini. O să încerc. Aveți pereapt. N-aveau ce să vorbească cu Marinescu, probabil din acest motiv. Da, de asta am plecat. Am văzut într-o discuție. Am explicat multe, a înțeles bine, n-a înțeles. Știi ce a înțeles? Nimic. I-a intrat pe urechi și da, pe da. I-am spus că Seba, sau cum cheamă, Seba sau Seva, că nu știu cum cheamă. Seba. În fine. Că deși are... Ilie, da. Ilie? Așa, cheamă are 21 și Marinescu are 22. Și am spus, deși ești mai mare cu un an, sunt sigur că e mult mai matur Seba decât tine. Da. Îi spuneam un lucru, el că crezi ce vrei. Păi normal că crezi ce vrei, este părerea mea, nu? Nu-mi place nicio femeie din casă, în afară de Mariana. Trebuie să spui de ce nu-ți place, că asta pot să zic și ale, să zică și ale boss. Să zic că nici mie nu-mi place. Da, mă, da, dar eu pot să vin să explic la fiecare. Întreabă-mă la fiecare în parte ce nu-mi place și ce îmi place și zic exact, ca să-ți dai seama și... Mariana. Mariana este că... Mădălina. Mădălina, mi se pare prea sensibilă pentru mine. Alexandra. Alexandra, e prea vulcanică, prea, nu știu, mi se pare că joacă foarte mult teatru. N-aș putea să fac relație cu un om ăsta care e teatral mereu și care are numai ipoteze în astea, teorii ale conspirației despre fiecare. Adriana? Prea mută. Se bagă doar când e vorba de soră sa. Eu am nevoie și de un om care să poată să vină cu opinia ei, să poată să vorbească frumos, să poată să discute frumos, să ies cu ea în societate, să poată să nu mă fac de râs când mă duc la un restaurant. Eu de când ar discuți o lăgurăm. Da, da, i-am văzut și genul ăla. Andrada? Andrada, mi se pare foarte imatură, are 21 de ani. Cred că dacă n-ar fi fost, nu știu, Mariana, m-aș fi îndreptat spre Andrada. Atunci. Dar dacă e imatură? Atunci. Atunci, da. Când m-am îndreptat spre Mariana, cred că următoare fi fost Andrada. Mi era simpatică, mie în continuare simpatică. E imatură ea, dar poate lucra la capitolul ăsta. Nu-mi place că se victimizează ăsta. Asta vorbim. Cine? Asta mă interesează pe mine. Cine se victimizează? Cred că de Cristian e vorba. Sper să aibă noroc aici în casă și că într-adevăr să se... Cu povestea asta cu fetele, nu, că nu am vor... nimic asta, dar nu mai contează ce ai făcut, ce n-ai făcut. Uite, și exact ce spuneam, că domnule, nu am ce să-i spun lui Cristian, nu-i spun. Vorbește de Cristian. Dar acum, spre exemplu, mă deranjează ce face cu victimizarea asta, cu se duce în beciu și plânge, se duce în camera... Bă, frate, Nicos, eu fratele tău nu-mi halești. Asta, Micu? Da. E carismatic, rău de tot. Ce? Dar rău. La regim, e mic pentru mine, frate. Carismatic. De ce se victimizează?
Nu știu ce a zis. Păi nu, da, să înceteze cu chestiile astea ca să... S-a schimbat rochia? Ca să ne incrimineze pe aceasta... tine, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Nimic. Dar vezi că nu vorbește bine. Da. Că, domnule, că dacă... Lasă că o să vedeți că o să... Da, Mona. Nu era despre tine. Că o să cu ce vede... se victimizează, Cristian? Îți spun în 7 minute, pot? Alexandra, dar mai bine întreb de băiatul ăsta, că am vorbit de despre tine cu băiatul ăsta. Uite, Alexandra, hai să discutăm despre tine, că vorbeam cu Seba Alexandra. De tine, vrei? Ai vorbit cu Seba de mine? Da, am vorbit cu Seba de tine și Seba a spus că are o, o părere foarte bună despre tine și m-am bucurat pentru el. Și i-am spus doar atât eu cât și ceilalți băieți că tu în platou ești dementă. În afara platoului ești dulceață maximă. Cum te-am spus pe Bosfor. Eu am spus asta, Alexandra. Când am fost pe Bosfor într-o vacanță de-astea organizată de producție, băi, a urcat sus fratele meu, n-avea microfoane, nu tu cameră, nu tu nimic. Miere, mă, n-auzi, miere. Da. Vorbea cu mine, te-am zis, miere. În afară acasă, poți, te înțelegi cu ea. Ești pe Mădălina, ce părere ai? Da, în platou? Voi v-ați întrebat vreo secundă că reacțiile astea ale mele care, pe care eu le am aici în platou vin din cauza voastră? Vezi că până se termine episodul de astea... Voi v-ați întrebat vreo secundă că eu, dacă spun asta, o spun din cauza faptului că văd prea multă falsitate în jurul Alexandra, meu? Alexandra, până se termine episodul ăsta... Lasă-mă să termin, Nicos, că eu te-am ajutat. Până se termine episodul ăsta... Voi v-ați întrebat vreo secundă de ce și care sunt motivele pentru care eu fac toate aceste lucruri? După părerea mea, ține și de respectiva persoană cu care vorbești tu. Adică dacă da, vrei... ține foarte mult. Ține de persoană, adică lasă să vorbească un pic. După părerea mea, nu trebuie să se generalizeze treaba asta. Ține de tine cum vezi tu respectivele persoane. Este dacă foarte ție, dacă ție, pentru, ție cel puțin îți place de o persoană, zic spre exemplu, și te comporți frumos cu ea, zic eu, asta nu înseamnă de acum că dacă tu te-ai comportat cu restul urât, asta nu înseamnă că te poți comporta doar cu o persoană. Este doar foarte spun, adevărat. E părerea mea, poate greșesc. Sper este să foarte mă adevărat, Seba, dar în momentul în care eu am avut un conflict cu oricare din acea casă, ei au sărit cu toții. Nu mă mai fi mă spune că nu am încercat să-mi dai cu părerea. În momentul în care eu am spus o părere, mi-a fost luată nume de rău, cu toate că până la urmă s-a dovedit a fi una reală. Nu a fost niciodată o părere. Mădălina, vreau să te întreb și eu ceva pe tine personal. În momentul în care te-am întrebat ceva în ultima perioadă, nu mai știu să-ți argumentezi, să te argumentezi, pardon. Și în altă ordine de idei, eu îl susțin pe Seba să se apropie de... Eu am spus, te-aș vedea Seba împreună cu Mădălina, Adriana sau Alexandra, cu una dintre cele trei. Mădălina? Da? Te vreau să te întreb și ceva. Spune-te. Dacă îți place de Seba? Eu zic că nu și zic... Nu vreau să ajung într-o parte. Îți place de Seba, da sau nu? De ce? Te întreb, păi răspunde de ce. Păi am spus. A, îți place, nu? Ce ai spus? Sunt băiat frumos, normal. Bun, ai luptat pentru el? Să lupt eu pentru el? Da. Oh, păi cum să lupt? Niciodată. Ia de ce? Ia-și pentru Condrada să iau de mână. De ce să lupt eu? Da. De ce să lupt eu pentru el? Pentru că îți place ție, de. Păi stai așa că, stai, ache. Da. Atâta timp cât el spune că e atras mai mult de Alexandra sau de aia. Așa ai spus tu? Eu mă retrag pentru că... Am spus că vreau să cunosc întâi, pentru că pot să spun că îmi place și de tine, dar automat vreau să mă conving că nu mă înșel, că îmi place, adică gen îmi plac încă două persoane și recunosc asta. Și vreau să mă conving singur de sentimentele mele pe care le-am, ca să nu mă fixez și după să zic că regret și după nu știu ce fac. Eu nu ți-am zis nimic. Nu, e ok, trebuie doar să mă conving eu. Nu știu de ce te simți, nu trebuie să te simți prăzuceată, Mădălina. De ce vorbește gura fără tine? Vrei să mă enervezi? Adică, înțelegi? Din prima mea ai plăcut. Dar nu am spus absolut nimic. Seba, hai să spun eu unul. Știi ce gândești tu? Este problema că tu gândești în felul următor. Tu le cunoști deja, Seba, persoanele din casă și din casa băieților și din casa fetelor. Și de asta ți se pare, mamă, s-a dus exact unde e nașpa. Înțelegi? Și am nu mai am cum să-l mai primesc eu înapoi. Eu fac ceea sau... ce Seba, am și o întrebare la tine. Spune. El nu știe despre ce e vorba. Da, spune. Că s-a dus direct la tu crezi că, având în vedere că tu nu ai... a avut relații de lungă durată și nu prea știi exact cam ce înseamnă o relație. Pentru că este adevărat, nu?
Nu prea știi exact ce înseamnă o relație. Experiența mea din punctul ăsta de vedere, pot să spun că stau puțin prost, doar puțin prost, dar îmi asum și faptul că am stat pe lângă multe persoane și mi-asum că am aflat și știu multe. Ok, e diferită teoria de practică. Tu crezi că vei putea face față? Da, sunt sigur. În momentul în care vei intra într-o relație cu o femeie mai în vârstă ca tine? Da, sunt foarte... Am exemplu în familie la mine. Uite, spre exemplu, eu am o experiență în relații... Dacă, uite, ești dacă... foarte experimentată. Dacă atât de experimentată este încât a încercat cu 6 inși într-o lună, ca să vezi câtă experiență are. Eu am avut femei și mai mici ca mine, una și vârstă cu mine și mai mari ca mine. Top. Și cu femeile care am luat-o și a fost... fată mare și așa mai departe, am educat-o, am scos-o în lume, am învățat-o cum să se comporte într-o societate, înțelegi? M-am săturat, m-am scârbit să cresc. Pe aia nu zic că aș avea mult timp de muncit cu aia, pentru că n-am cum să o învăț să se comporte într-o relație, că asta trebuie să vină de la sine, că dacă aș învăța-o eu, n-ar mai avea farmec. Să-i spune, vezi că să te comporți așa cu mine, vezi să-mi dea intenție, vezi dar nu, să nu, înțeleg? Ai înțeles, când ai o fată de 18 ani și faci o relație cu ea, dacă tu faci anumite lucruri să zic de ce nu fac? Și ea, la rândul ei, nu că te copiază, dar vede lucrurile frumoase și le face și ea. Nu fac o relație cu o fată care mi-a așa trecută prin viață, pentru că atunci ești mai curios și încerci așa, înțelegi? Și nu-mi plac chestiile astea. Dar fii atent, Paul, te întreb așa, să dacă știi să-mi răspunzi. Și pun aceeași întrebare pentru amândoi. În cine aveai încredere tu? Într-o fată care nu prea știe nimic și ei de la țară, îți dau un exemplu. Sau într-una bogată? Într-o fată de la țară. Într-o fată de la țară, nu? Spune-și tu. Păi depinde la ce te referi prin încredere. Încredere într-o relație. Băi, sincer, eu aș avea încredere într-una bogată. Tu ai ales cea mai proastă variantă. A, gata, că mi-am dat seama. Una bogată e sătulă de toate. O văzut una bogată e atât de mecheră încât nu are nevoie de nimic și știe exact cum e. Aia dacă te vrea... Femeia de la țară mai experimentează. Ea nu aia de la țară... Femeia de la țară vii, o iei, o aranjezi, o faci, o coafezi, da. O îmbraci... Bă, nu trebuie să generalizăm, să zicem că așa sunt toate. Bă, frate, noi vorbim în mare parte. Vorbim într-un procentaj destul de ridicat. Nu spunem că toate sunt la fel. Vorbim într-un procentaj destul de ridicat. Andrada. Bine. Nu este. Tu Andrada, mă cunosc și din afara casei, te cunosc și din Andrada. Te știu toți băieții din casă. Ai avut relații, două relații, ai avut dintre care ai dat-o în bar cu amândouă. Tu nu cunoști nici măcar 1%. Eu vreau să-l cunosc pe el, cred că mai degrabă mă îndrept spre el decât el spre tine. Dar de ce? Pentru că e băiat. Și nu vreau să și eu sunt băiat. Și dacă aș venit primul în casa asta, aș fi fost mulțumit că mi-a spus cineva o chestie, să bag la cap. Nu i-am spus să nu se îndrepte spre tine. I-am spus, vezi că e așa și că e așa. Dar de ce vezi că e așa și vezi că e așa? De ce nu mă vedeți voi de treaba voastră și să lăsați voi persoana care vrea să se îndrepte spre mine să mă cunoască ea, că poate ea vede altceva. Dacă spuneam că ești frumoasă, ce făceai? Ce? Dacă spuneam că ești frumoasă, ce făceai? Nu mai puneam mâna la gură? Poftim? Sorry? Dacă venea de la tine? Ba da. Bă, frate, îți mai explic la hotel. Eba! Da, spune că... Tu! Mai explic la hotel. Ce vrei să faci? Sebi! Adică, spune. Spre ce persoane... Vezi ca mâine să nu vii transformă. Alexandra sau Mădălina mai mult? Cum mă mențin? Da. Da, eu... Dar să pui și pe o pereche. Eu spun că înțeleg toată atmosfera de aici. Încerc să fiu cât mai înțelegător cu toți. Ia să vedem. Încerc să fiu cine sunt eu că sunt, cine cred da, eu la că sunt. Astea deci, sunt fețele tale, Alexandra. Deci, cum sunt eu, poate sunt acea mică persoană da? De care... Câte fețe ai? De care nu prea auzi nimeni, adică să ierte, deci, să fie înțelegătoare, să nu țină cont de ce a făcut în trecut. Eu sunt foarte deschis la minte și înțeleg anumite chestii. Lăsați-mă, băiatul, să vorbească! Cine a țipat, mașa? Eu. Andrada, nu mai țipa așa, păi da, vrem și noi să-l auzim, dar nu... Am înțeles, dar trebuie să țipi în halul ăsta. Bă, ne, mă sperii. Dar n-am țipat, probabil, no, de la asta am zis că lăsați băiatul să vorbească. Bă, dar de ce ești curioasă ce vorbește băiatul tu, Andrada? Andrada, îmi cer scuze, nu mai fac. Băi, lăsați băiatul să vorbească, că Andrada vrea să audă ce zice. Ce? Că n-are, are microfonul oprit, stați drumul la microfon, că nu-l aud. Am zis că... Am spus că lăsați-o pe Andrada să audă ce are de zis băiatul ăsta. Da, am vorbit în numele la toate fetele. Dar de ce ești curioasă? Da, e curioasă tare. Păi dacă nu se aude săracul? Să-ți place?
Păi dacă îmi place, nu. Cum o să zici că nu? No, dar cred că mă enervez eu. Până. Alexandru, hotărăște, ce faci? O să mă hotărăsc în seara asta. Spre el, te întreb pe tine. Ce e Alexandru? O să mă hotărăsc în seara asta eu. Alexandra. Te hotărăsc sau nu mă hotărăsc? Da, te îndrepti spre el sau nu? Spre cine să mă îndrept? Spre Seba. Asta, ce, unde rămăsesem? Te interesează sau vrei să știi? Nu, vreau să nu te îndrepti, că... Eu voi face ceea ce voi simți în această casă, cum am făcut-o până acum. Eu să se îndrepte spre tine și o să mulțumească. Ai înțeles? Apropo, Seba, vezi că ea mi-a spus acum o săptămână că este îndrăgostită de mine. Cum? Eu voi face în aceste momente fix ceea ce voi simți. Cum am făcut și până acum. Gata, și vezi că ai să fii, ascultă-mă puțin, vezi că ai să fii pupat, ai să fii eventual, ai să fii abuzat, ai să fii de toate. Stai să vezi ce atacă. Seba, sper că tu ești un băiat destul de inteligent încât să nu cazi în plasa lor și să nu te lași influențat de vezi că te duci cu tot sticărul tău motivațional. Sper să nu fii și tu transformat. Ea e viper motivațional. Ea întreabă de ce singur și să ții drumul. Eu sunt genul de persoană. Nu, e întrebarea care mai e. Și ca să fie totul ok, înțeleg, toată lumea spune, toată lumea auzi, toată lumea știe, ok? Dar nu știu eu. Și vreau ca persoană să mă conving de treaba asta. Bravo, până nu știu, adică... sper ca mâine să nu vii cu alte gânduri. Eu cum o văd pe Alexandra, la fel și Adrian, are dreptate. Eu din moment ce văd că amândouă sunt două persoane independente, ce au fost din trecut să facă bani și așa mai departe și o dori mereu o viață bună, înseamnă că pot fi și cazul. Alexandra nu neapărat, dar pe Adriana aș vedea-o. Că ea pe Alexandra o retrasă. Din moment... Femeie care s-a retrage în casă să facă curăț, să se facă de folos. Adriana nu știe cine e, frate. Frate, și după ce îți dai seama că o femeie e așa la locul ei și e caznică și e anică, după cum se mișcă, când vezi că merge să mișcă, fac aia, modul ăsta rapid. Da, și aia a făcut același lucru. Înțelegi? Dar când vezi că abia se scoală așa din pat... Una la mână, Nicos este gelos. Doi la mână, Achebono nu știu ce știi este cu Achebono. Știi ce te duci spui în față? Păi ești gelos? Vreau să muriți cu tine, cu Seba. Cu tine, de ce te faci? El o să știi că vorbea mult... acum câteva zile în urmă că tu nu o să-ți faci niciodată relații în casa asta. E mult mai simplu spunând. Ei, el asta încearcă să facă. Da, de ce nu? Să te facă pe tine să nu-ți faci relații. Pentru tine, inima mea. Aaa, iubirea mea! Uite, mă, babau, cum se întoarce. Ai văzut cum am venit? Ai lăsat în geam pe... Vreau așa să vorbesc cu tine, da? Alexandra, la oglindu? Am venit cu gânduri bune, dacă ai gândurile, mă urc înapoi. Hai să vorbim. Mă urc înapoi. Urcă-te. Hai, băieții mei, veniți încoace. Hai. Stai, măi! Dar nu mă interesează, nu veni cu gesturi din astea. Ieși de aici! Bravo! Și lasă-mă! Vino cu ca să vorbim, draga mea. Termino! După ce ați terminat-o. Dar eu nu vreau să mă joc cu tine! Că nu mai suport toate chestiile astea. Păi da, nu vezi că încearcă să le influențeze pe băiatul ăsta într-un mod negativ, una la mână, doi la mână, Nicos face ca toate alea și vorbește numai prostii și... pentru ce? Stai să influențezi, stai să-i dai lecții unui om? Poate omul vrea să mă cunoască pe mine, de unde știu ei? De ce stai să spui lucrurile astea? Dacă omul a zis destul de clar că s-a uitat la emisiune și știe despre ce este vorba și că a văzut emisiunea cap-coadă, de ce orice băiat care intră în casă trebuie influențat de ei și întors împotriva mea? S-a întrebat? Păi am întrebat! Da, a zis că nu vreau să se dea cu capul de pereți, dar de unde știi tu că se va da cu capul de pereți în momentul în care un băiat vine sincer spre mine? Și fără jocuri și fără falsitate, cum au făcut alții din casă. Exemplu Nicos. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.